Dar pentru că am îngăduit peste tot pământul, unii se întreabă ce se întâmplă, de ce, și tu, popor, ar fi trebuit să iei aminte, căci vremea aceasta este doar ca un avertisment. Vremea aceasta este doar o vreme de pregătire, dar o vreme în care poporul care poartă numele meu poate să facă alegeri. Nomen agara haris. Dar iată căci unii fac alegerile greșite. Poporule care ești prezent la închinare în momentul acesta, întreabă-te, alegerea ta este bună sau nu este bună? Și dacă ție ți se pare că este bună, alegerea ta te apropie de mine sau bați pasul pe loc sau dai înapoi? Căci în vremea aceasta toți cei ce aleg să caute lumina și adevărul nu se uită să cântărească pe alții, ci se cântăresc pe ei înșiși. Iată, n-am spus eu, Domnul, n-ați auzit ce am vestit. Vremurile acestea au fost vestite de mult, zice Domnul. Și ce se trăiește acum? Unii se întreabă când se va termina. Nu-i treaba ta să stai cu urechea la zvonuri sau la păreri. Treaba ta e să trăiești în adevăr, zice Domnul. Căci încă poți să te bucuri, încă te poți ruga, încă te poți sfinți, zice Domnul. Încă poți trăi în pace, încă poți să ierți, zice Domnul. Te maraviobia! Dar în acest popor, când am trecut, am găsit multă neiertare în inima unora. Și când te-am cântărit, te-am găsit ușor pe unii, zice Domnul. Chiar dacă unora li se pare că au greutate, o au doar în ochii lor. O au în ochii oamenilor. Greutatea adevărată o dau eu, Domnul. Și aceasta se dă potrivit cu cuvântul adevărului. Cel smerit capătă îndurare. Te maraviobias. De aceea, dacă eu îngădui necazul, dacă eu îngădui boala, oare am pierdut controlul? Oare nu sunt eu stăpân pe pământ? Viu este Domnul oștirilor! Și dacă pe unii i-am chemat acasă, cine ești tu, ciobule de lut, să te pui împotriva mea să-mi spui când să chem pe om în țărână, când să chem sufletul lui la mine? Oare lasă omul holda peste vreme? Nu știți voi când trebuie trerat griul? Nu știți când trebuie să culegeți roadele pomilor fiecare la vremea lui? Nimeni nu lasă rodul prea mult. Cu atât mai mult în vremea aceasta, ce n-o înțeles unii? Că eu am chemat ce este gata acasă. Nu te-ai pornit să te întâlnești cu mine, poporule? Nu-ți asta este ținta ta? Și atunci când eu chem acasă, pentru ce unii cârtesc, pentru ce unii au întrebări, pentru ce unii pun cântărirea minților înaintea privirii mele, eu sunt cel ce veghez. Rodul care este gata le iau acasă. Și anul acesta am spus de mult că se cheamă an de despărțire, an de alegere. Încă este, vor mai pleca mult, zice Domnul. Chiar și din cetatea aceasta și din împrejurimi, din țara aceasta și de pe tot pământul. Pentru că e vremea când pe unii mijlocitori care au obosit, care cel rău vrea să-i dărâme, să nu li se piardă, iată, osteniala i-am hotărât să iau acasă. Cheda la sanavis, stați mai mult cu urechea la sfatul meu. Nu numai venind în casa aceasta, întrebați-mă în corturile voastre, eu nu sunt prezent acolo oare? Întrebați-mă în alergarea voastră, sunt cu voi, zice Domnul. Simțiți în prezența, în viața voastră, în inima voastră și lăsați-mă pe mine să-mi fac partea mea de lucrare. Voi faceți-vă partea voastră în dreptul vostru și al colturilor voastre, zice Domnul. Faceți-vă partea voastră în dreptul acestei biserici. Faceți-vă partea voastră în dreptul acestui ținut. Să trăiți în lumină, zice Domnul. Căci unii spun, făgăduințele Domnului nu s-au împlinit. Oare uit eu, Domnul, ce-am făgăduit? Tu, poporule, ai uitat ce ți-am cerut. Da, unii din poporul acesta îmi sunt datori.
căci le-am cerut lucruri ușoare și nu le-am făcut. Și unii au spus, Domnul nu a împlinit. Prorocii au vorbit greșit. Ba nu, zice Domnul. Eu veghez, tu văd partea ta, zice Domnul. Eu văd partea mea. Și când va veni vremea, voi putea spune vremea aceasta de strâmtorare, bolii, să se ducă, să se termine. Dar când vreau eu, Domnul, dar când vine necazul, eu nu necăjesc cu plăcere pe Fiul omului. Îngădui necazul să se trezească unii. Îngădui necazul să vă încerc, zice Domnul, aveți dragoste. Și iată, îngădui necazul, pentru că pe unii îi curățesc. De aceea dați-mi ce mi se cuvine. Nu buzele să mă mărturisească, inima să-mi mulțumească, zice Domnul. Și eu sunt cel ce veghez să-mi fac partea mea de lucrare. Amin, amin, amin. Așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. Amin. Să aducem mulțumiri. Pentru că